Bună, dragilor! După cum bine știți, cartoful este ingredientul de bază al bucătăriei noastre, indiferent de modul în care îl gătim. Astăzi vă voi prezenta modalitatea mea de a pregăti cei mai gustoși cartofi la cuptor. Ingredientele le veți găsi în descriere, deci să ne apucăm de treabă! Eu am aici cartofi noi pe care îi vom folosi cu tot cu coajă. Și îi vom poziționa între două spatule, cu coada ceva mai groasă, și vom tăia felii. Am tăiat cartofii, după cum vedeți, într-un vas pentru cuptor. Vom adăuga puțin ulei de măsline. Și vom așeza cartofii. Am aici 100-150 de grame de unt pe care îl vom topi. Am topit untul, cartofii vom asezona cu sare și piper după gust, așa că se intre foarte bine și în tăieturi. Și piper. Și niște ierburi aromatice. Eu am aici cimbru și rozmarin. Vom rupe frunzulițele de la cimbru. Este foarte aromat cimbru verde, dar puteți folosi și ierburi uscate, dacă nu. Iar rozmarinul îl vom tăia mărunt. Acum, cu ajutorul unei pensule, vom unge foarte bine cartofii, în așa fel încât untul să intre cât mai bine în tăieturile acestora. Untul le va da o culoare frumoasă, dar în același timp vor fi și foarte aromați și foarte fragezi. Rozmarinul tocat îl voi presăra deasupra cartofilor. Și încă puțin cimbru. Acum vom acoperi forma cu folie de aluminiu și vom da cartofii la cuptorul preîncălzit la 200 de grade pentru aproximativ 50-60 de minute, până sunt bine pătruși și sunt urmeni aurii. Dragii mei, așa arată cartofii noștri. Sunt foarte delicios și fragezi și aromați. Vă recomand să încercați. Vă doresc poftă bună și ne revedem cu drag data viitoare!